vă salut. Înainte de a începe, vreau să zic că Ilona asemeni extraordinar de mult cu mama. Bine ai venit! Da, după cum știți, eu am sindromul Tourette. Eu sunt aici să vorbesc despre talent show-urile Antenei 1. M-au ales pe mine, pufarine, fără pufarine, m-au ales pe mine ca să nu înjure lumea, așa că fără să vreau o să înjur eu. Pufarine. Hopa, hopa. Hopa. Hai sus, sunt deja. Ador să mă uit la televizor. Uneori mă uit la Ștefan Bănică, la X-Factor. Și am senzația că sunt la muzeul figurilor de ceară, pentru că așa cum au spus și producătorii, atâta știe să ceară. Ah! Hai sus! Din păcate, nu a putut face anul trecut concertul de Crăciun, pufarine, așa că a făcut un show la, a făcut un show la Antena 1. Mama a stat lipită de televizor, deci extraordinar, ca să se asigure că nu o să văd așa ceva. Am înțeles că dintre toți, pute, dintre toți, am înțeles că dintre toți Ștefan câștigă cel mai bine acolo, pentru că are și sport de stres de pe vremea când era în juriu cu Brenciu. Hopa, hopa, pufarine. Noi acasă toți suntem fan Loredana. O urmărim încă de la Vocea României, singurul show unde concurenții încântă mai bine decât jurații. Loredana însă este o mare artistă. Scuză-mă. Poate cânta orice, uneori seamănă atât de bine cu Matache, opa, încât ar trebui să-și numească următorul concert de la sala aparatului, Loredelia. E foarte calmă, întotdeauna și râde mereu, probabil de la yoga. Nu știu dacă ați aflat, dar poate sta într-un picior, zău? Poate, poate sta într-un picior chiar mai mult decât prigoană. Hai sus, pufarine. Da. Ristea a fost concurent, apoi jurat, a apărut o concurentă din Anglia și... da, uite așa s-a transformat emisiunea într-un show matrimonial. Uneori am senzația că faceți emisiuni doar ca să insurați pe jurați. Și Bendeac și-a găsit câte ceva la umor, a venit și la X-Factor, dar nu a stat mult, a aprins o lumânare și a plecat. Hopa, pufarine. Chelul în juriu peste tot îl iubește publicul, ce să faci? Hopa. Nu-l iubesc colegii, asta este o altă problemă. Copoț! Hopa, asta trebuia să sune încet. Copoț nu-l suportă. Chiar a spus că ăsta este ultimul an când mai acceptă să se milogească de producător, să fie tot el prezentator la umor. Mai sunt niște jurați aici, de care nu știe nimeni. Teo, eu și Costel. Da, da, exact. Ei au făcut parte din jurul Stand Up Revolution, cel mai mare promo de comedie de la Antena 1. Hai sus, vă spun unde cred că este cel mai greu să fii jurat, la Next Star. Cum să-i spui unui copil că nu poate cânta frumos sau că nu are nicio treabă cu actoria? E greu. Tocmai de aia lui Dorian nu i s-a spus absolut nimic. Păi ești nebun. Hopa! Nu aș vrea să uităm de Ai Umor. Fără această emisiune nu am fi știut niciodată cum se poate juca cu o bilă băcată în curte, în corp, și nici câte kilograme poate ridica o femeie cu buzele. Pufarine, sexuale. Ale acum îți. Ai Umor, de fapt, este un fel de teleenciclopedia. S-a mai jucat ceva asemănător cândva, la Gong Show, opa, de pe vremea când umorul avea și glume. Vă dați seama ce concurs greu este Ai Umor dacă am câștigat eu? Însă... Băi, și nebun. Însă, acest show schimbă destine. Ai Umor este mașina care dă șansa unor anonim să rămână la fel. Multă lume se întreabă ce caută Delia acolo.
Pufarine. Are legătură. Are legătură. Și prin multă lume, mă refer la Teo, Vio și Costel, vă spun eu de ce. Pentru că Delia este de multe ori ținta glumelor, dar este și un încasator extraordinar, în timp ce Teo, Vio și Costel în ultima vreme nu au mai încasat nimic. E un lucru minunat să-i văd pe toți acești oameni adunați aici. Sunt talentați, sunt frumoși, sunt celebri și norocoși să îi putem vedea de fiecare dată la televizor. Poate că nu am apucat să mulțumesc Antenei 1 pentru că mă aflu aici, nici nu am să fac, la mulți ani. Și pentru o precizare, să știți că până la urmă, opa, cu toți avem probleme la mansardă. Mulțumesc! Mulțumesc! Bine! Felicitări! Andrei Ungureanu! Felicitări, Andrei.